Bine ați venit în aventura noastră epică pe insula La Digue din Seychelles, preferata noastră. De la fascinantul parc Le Union, la cea mai fotografiată plajă din lume, Anse-aux d'Argent, care a fost și decor pentru două filme memorabile. Vă invităm să vă alăturați călătoriei noastre, pline de farmec și surprize. Explorăm peisaje spectaculoase, ne bucurăm de plimbări pitorești cu bicicleta, ne întâlnim cu celebrele broaște țestoase gigant și creăm amintiri de neuitat în inima acestei insule paradisiace. Așadar, pregătiți-vă să fiți răsfățați cu peisaje de vis și aventuri senzaționale în La Digue. Cam așa arată ferii. E destul de mare, zici că e un vas de croazieră. Se pare că și pe drumul spre La Digue e un pic bumpy, sunt ceva valuri și mai dă și băiat un pic cam tare. Deși e destul de mare, să simt bine. Vezi dacă n-ai luat tot aia, trebuie să iei aia, ha? O pastilă. Vreți să mergem cu avionul? Ce? Ei, ne răsturnăm. Ți-a plăcut foarte mult excursia Ioanei cu feribotul. 5 minute de teroare, săraca. Și acum mergem să vedem dacă găsim biciclete de închiriat de aici sau o luăm ușurel așa până la cazare și vedem acolo. Vreau să luăm bicicletele de la feri de acolo, pentru că uite cum sunt. Începe să transpire porcușorul. Am ieșit din apă și am pus direct tricoul pe mine, știi? Și se lipește așa că sunt după. Și am ajuns la recepție. Ne-a dat cu niște welcoming drinks. Cei de papaya, nu? Da. E bun. Așa e dacă ești zgârcit și nu vrei să iei bicicletă de acolo din port sau taxi. Te faci și flașcă. Este micuță camera, dar foarte drăguță. Asta e camera, foarte aranjată. Ne-a așteptat cu o floricică, prosoape. Lebede, în formă de lebede. Frigider, dulap, miții. Și o baie drăguță. Asta a fost undeva la 1400 și ceva de lei. Și voiam să vă arătăm și banii din Seychelles, care sunt de foarte colorați, cu animăluțe pe ei, papagali. Pești, da, dar nu s-a propicherat atât încât să le citește. Tot felul de păsărele, melci și pe monede la fel. Nu focalizează foarte bine. Ca și idee, 15 rupii sunt în jur de 1 euro. Și ne-am luat și biciclete, că aici nu sunt mașini de închiriat și e foarte mică insula. Și lumiții e cam frică. Uite și fămiții cum pedalează. Uite ce forță are. Și acum mergem la Grand Anse, o plajă. Și asta e parcarea de biciclete de la Grand Anse. Și am ajuns la Grand Anse și nu putem să notăm aici. Nu avem barieră de recif, de coral, de ce. Așa că ne gustăm să filmim. Probabil o să facem niște filmulețe. Acolo. Poze acolo, până acolo. Da. E departe. Așa departe. Asta sunt valurile. Ce faci? Mă schimb imediat. De ce să te schimb? Ca să fac poze. Are o culoare foarte frumoasă apa. Mă gândesc să ridic drona un pic, nu? Dar bate vântul foarte tare, mie să nu o ia. Thank you.
este barieră de coral și de asta sunt valuri de astea așa mari. Nu cunoaștem fenomenul, nu suntem din zonă. Unde mergem la poze? Acolo? Mai acolo. Nu avem de unde face, dar unde? Da. Alegeți una. Am. Ia, ce drăguțe. Wow, m-a pișcat ceva. Timp. Trebuie să pui femeia la treabă ca să pună toate alea. Hai o dată. Mai repede că vreau să stau jos. Unde e iubita mea? Ai fost să cumperi bere pentru iubitul tău? Da. Hai să te văd și pe tine. Vezi că vine mașina. Hei. Și aici am ajuns în centrul insulei la Dig. Poliție, wow! Aici în stânga avem stația de feri. Aici e poliția. Aici e zona industrială, da, unde vin toate coletele, ia uite, full sale, toate alea. Aici e Peco. Uite ca un Peco și aici. Haide, haide! Aici în față cred că avem un hotel. Wow! Am ajuns și la cimitir. Se pare că e foarte colorat. Foarte multe flori. Doar că sunt flori de plastic. Și am venit aici la un restaurant local. După cum vedeți, acolo e bucătăria. Și mi-am luat creveți și cu tot felul de salate. Și Ioana și-a luat caracatiță. De când sunt eu, Ioana? Miții și-a luat caracatiță. Se mănâncă cu lingurița. Caracatița cu lingura. De plastic aia este. Dar creveții se topesc. Și avem o salată de crudități care e la fel foarte bună. Niște dovleac. Niște linte care nu ne place așa mult. Da, ne place. Și am ajuns la parcul Union de Surs d'Argent. Aha? Union de Surs d'Argent și trebuie să Union de Surs d'Argent și trebuie să plătim o intrare care e undeva la 10 euro, 150 de rupii de fiecare. Ne punem brățările și intrăm în parc. Parcul Le Union reprezintă o comoară a biodiversității, oferind o experiență autentică în inima peisajului Seychelles. Principala industrie de la Ding, în trecut, se desfășura în jurul plantației nucilor de cocos, numită Le Union Estate. În prezent, s-a transformat în acest parc tematic, care adăpostește case de plantație, plantații de vanilie, un cimitir din epoca colonială, un șantier de bărci și acest țarc al țestoaselor uriașe. Parcul are o suprafață de aproximativ 333 de hectare, oferind un habitat ideal pentru varietate de specii de plante și animale endemice. Noi, sincer, ne-au plăcut foarte mult brașdele țestoase. Am ajuns la țestoase și că poți să iei o iarbă de aici și să le întind să mănânce. Vin și la tine? Uite-le, mă, ce frumoase sunt! Nu vor. Păi dacă se duc toată lumea să mănânce în zece. Sunt grașă. Dar uite câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acum. Oho, sunt multe. Hai să luăm noi. Așa. Ia uite. Ce faci, măi? Mi se mâncă de la tine din mână?
Ia uite un... De frunza aia. Așa. Gata, de aia. Uite ce trage de ca... Dușuri, dacă vrei. Mergem spre plajă. Aici e parcarea de biciclete. Au și un restaurant. Și da, uite în față, aici e de închiriat caiace cu fundul de sticlă transparent. Abia așteaptă. Abia așteaptă bițipiți. Ne pregătim de tur. Cu caiacul ăsta de fund transparent. Ia zi, Mițule, pregătită. Uită-te și la mine! Faimoasa locație din Ladic, bijuteria. Sors d'Argent este cea mai faimoasă dintre toate plajele incredibile de pe la Ding. Deține titlul de a fi una dintre cele mai fotografiate plaje din lume. De menționat că această plajă a apărut și în filmele Castaway și Crusoe. Dacă dați acolo cu drum, e un băiat care face campul pe stâncă. 95% heavy. They say it's the next rock has been predicted to fall. So can it fall today or tomorrow, anytime. Asta din spate e seamănă cu ora de foco de meri cu fructul lor. Și în spate sunt alea două roși care se pupă. Două roși care se pupă și legenda spune că de 200 de milioane de ani se pupă și că dacă te pupi privirea la ele, se repete și relația noastră 200 de ani. Oh! Mețina se pregătește pentru poze. Eu sunt angajatul de servici. Și iau-ți. Haide, Miță. Hai, ce descoperi pe aici. Și ca să mergi de la o plajă la alta, treci prin supărâșuri de genul. O mini junglă, dar foarte drăguț amenajat. Pietre pe lângă. Nisip. Altă plajă, mai mare, mai întinsă. Au un bar cu fructe și cu chestii. Un wagon. Știi cum sunt tăiate așa? Zici că a curs lava din ele. Ne dăm smart, dar nu știm.
Deci eu țin telefonul, da? Tot te pui pe piatra asta, și pe unde să trec? Așa, și să filmezi aia încolo? Arăți foarte bine. După cum puteți vedea în depărtare, această plajă este protejată de o barieră de corali, ceea ce oferește de curenți și valuri puternice. Așa, ia uite câte umbre, câte culori. Această cale vreau să mulțumesc iubitei mele că a fost foarte eroică și s-a suit cu mine pe acea piatră. Dar să filmăm cu drona, să stăm unde e acolo sus. Mi-am agățat și pantalonii. Îți mulțumesc. Și-a și prins drona. Am coborât singură și am prins-o. Bravo. Restaurant de care este, nu știu, local. Și aveam trei opțiuni de grătar. Și mi-am luat miel, creveți și cu astea a venit împreună, salată și orez. Mi-am ales pește și mi-a dat și Ivan așa aleșea pește. Mă stai că mai pot să vorbesc când curge apă în gură. Și uitați cât am mai pește. Credeam că e doar un, că am adus doar un pește. Și aici ne-am luat niște mango. E passion și apa în asta de lemn. Astăzi e o vreme mai ploioasă, dar totuși am zis să explorăm un pic. Am venit la unde Petit Dans, care este lângă Grand Dans, aia cu valuri mari pe care v-am arătat-o și astăzi... Dacă mergem în picioare, mergem și la Înscopă. Nu cred. Astăzi sunt valurile și mai mari, că na, vremea ploioasă și vântul. Și ca să mergem între Grand Dans și Petit Dans, trebuie să o iei pe undeva prin pădure. Pe un traseu așa. Noi suntem din nou echipați. Noi suntem echipați cu papuci. Așa suntem. Da, dar traseul e fix de aici, adică da, prin peisaj. Cu pietrele astea. Hello. Hello. Și cred că am ajuns la Petit Dans. Asta a fost tot. 5 minute pe traseu. Și din pădure ieșim direct spre plajă. Ne place mult asta. Și asta. Chiar dacă e vremea norată, valuri super mari, dar bate vântul, dar plaja arată super. Papuci ai? Există aici un mic bar, dar se pare că n-a venit nimeni astăzi. Îți place? Nimeni pe plajă. Și ne-am ascuns aici într-o mică baracă. Ca să ne ferim de ploaia asta, poate se calmează. Mi-aș aminte, se calmează ploaia. Ne pregătim de alt traseu prin pădure, să mergem spre altă plajă, Înscopă. Și evident, eu mi-am luat pelerina de ploaie pe mine, că am un ghiozdan în care am drona și telefoanele. Și na, să nu se aude. Și Miți e un prosop pe ea. Pentru cei răutăcioși, i-am spus care ia ghiozdanul și să-și ia pelerina pe ea și n-a vrut. Că na, am zis că mă sacrific eu și merg cu prosopul. Dar n-a vrut. Zi, recunoaște că n-ai vrut să iei asta, spune-le. Are asta să mă plouă, să
Nu e adevărat. N-a vrut. Hai bă, că nu plouă așa rău. Dacă ai perină pe tine. E bine, Miți, acolo în spate? Ești ok? Da, da. Ne place și traseu așa, e prin... A fost unul mare, cred că s-a băgat în ceaia. E prin jungla așa. Și... Na, e destul de lejer. Deci avem zi de la două, că sunt o mai de aici. Mamă, cred că n-aia. Deci sunt găurile astea pe care le vedeți. Uite, acolo cred că e ceva. Și mai mari și mai micuțe și sunt de... raci. Direct în ele. Uite și acolo să vedem picioare, acolo. Ăla cu 15 minute m-am mințit clar. Și după vreo 25 de minute de mers prin pădure și pe stâncile alea, ajungem împreună cu voi la Coco Hans Coco. Hans Coco. Hans Cocor? Da. Care arată cam așa. Plouă, evident. Arată foarte bine. Nu ne ajută foarte mult vremea, dar arată foarte bine. Cu pomii ăștia așa. Aici mergeau niște poze foarte faine. Pe palmierii ăștia. Dar... ce să zic, vremea nu ține cu noi. Am ajuns aici la un mic băruleț. Au o prelată așa pus afară. Au acolo vând fructe. Că dau și chestii de mâncare. Am nu pute. Și asta e poza cu Miți, care nu e tocmai pentru Instagram. Ia-ți Miți, faci așa poza de Instagram cu prosopul, cu ochelarii așa urzi un pic. Și spunem la revedere la plajă. Oamenii stau aici pitiți. Noi plecăm pentru că plouă foarte tare. Și nu avem ce să facem. Ce faci, no. Miți? Uite, a venit dintr-o expediție de la cele trei plaje prin pădure, unde ne-a plouat. Bine, bine. Și acum ne-am oprit să mâncăm. Suntem cam uzi un pic. Nu, e fleașcă rochea mea, vi se pare. Ți-a plăcut expediția, Miți, prin junglă? Noroc, am insistat să mergem și pe Hans Coco, că dacă nu, ce duceam toată ziua? Dar am plecat la 12 la 4, vezi? Astăzi e ultima zi și ne bucurăm într-un fel că se putea să fie și soare, dar da. Nu a trebuia fost... să experimentăm și o ploaie de asta. Da, asta zic, mai ales că e sfârșit de sezonul acum cu ploios. Hai, am fost destul de norocos să avem 8 zile cu soare, bine, bine. Și astăzi a fost ploaie toată ziua, dar a avut un efect așa, aparte și chestia asta, mai ales pe plajele alea. Era ceva special să vezi cum bate vântul ăla și valurile alea mari și apa albastră. Ai alergat racii, crapii. Mâine ce caută și ne pregătim de bumpy ride, de ferry. Până în Mahe, o oră 45, 2 ore, cât în ăla. Duminica aici nimeni nu face nimic. Când am plecat noi de la cazare, toți pregăteau grătarele. Ieșea fum, spăreau grătarele. Berile, și chiar muzica. Acum, da, era lumea întâlnită așa pe la, da. Prin curți, așa, stăteau la bere, dar la vorbă. Deja era stins totul. Asta e mașina de pompieri. Fire and Rescue. Ah, da, și am văzut un Duster. Scrie Renault pe el, dar e Duster. Hai, în spatele nostru e și o biserică destul de drăguță. Un pic mai după biserică e o școală. Și mai încolo se construiește un spital. E construit deja. E construit de fapt, cred că încă mai are ceva. Ei spun că l-au inaugurat în august. Scrie pe tablițe din aia. Teoretic pe internet scrie că trebuia să fie funcțional de la 1 septembrie, dar nu pare să funcționeze. Și noi unde am fost la Logan Hospital e... E un doctor ok. E un doctor ok, am fost cu o problemă, dar Ioanei, seara la 10, am așteptat doctorul da să vină, că era și el acasă, na. A venit în șlap. A venit în șlap în vreo 10 minute, să zicem că a venit rapid.
Dar pare că știe ce problemă a avut. Ne-a recomandat, ne-a dat și pastile. Când am intrat în cabinet, a zis: "What can I do for you today?" Cu zâmbetul pe buze și eram: "Boss, sunt bolnavă. Suntem la spital. Miți a zis să fac, eu nu vreau să fac. Dar zic că pentru follow-ul și nu știu. Cred că a făcut o infecție urinară și na, e un pic mai... De la mâncare mai... sau de la apă? De la apă, de la mâncare, de la mâini foarte necurate. Foarte treabă, doctorul mi-a dat fix și am zis cum trebuie. Păi, na. Dar a fost de treabă, nu? Mm-hmm. Am venit aici la spital la 10 noaptea. Arată cine știe ce spitalul în Lading. A trebuit să sune asistentele după doctor să vină. În fine, a venit în 10 minute. Și era un bărbat de treabă, i-a zis ce a avut, a explicat, părea ok, părea că știi. Ne vedem mâine de pe ferry și cam asta a fost explorarea în Seychelles. Și cam asta e mâncarea pe care ne-am luat-o. Fries, cartofi prăjiți două bucăți, încă una cu bacon și cu cheesy, cu cașcaval, cu nebunii. Te rupe câte brânză. Eu am luat un burger de pui, și că sunt e pui filet și nu știu ce. Și încă o bucată de pui, că am zis că poate e măsatul. Poftă mare! Mersi! Ia zi-mi, ți-ți place în autobuz? Îmi place-te să te vadă lumea, populația, așa, așa. Îți place, a? Ne place rău. S-a plăcut plimbarea cu autobuzul? N-ai simțit nimic pe barcă? Nu. Dar pe autobuz ai simțit? 25 de minute, cât a durat? A mers băiatul pe drumurile alea înguste de... Ia zi, cine a fost cu ideea? Îți dau un MTX? Hai că pe barcă râdeai un pic. Mă, nu e bine? Te mai ai vreodată de stilul meu de condus? Așa. A se înregistra aici. Și zi la revedere la Seychelles! Pa, Seychelles! Ce faci, Miți, acolo? Îmi suși pantalonii de ce? Băi, Miți, dar cine te-a pus să speli toate astea? Cine te-a pus să speli toate astea? Ți-am zis că plouă afară. Și că nu se usucă. S-au lucruit, frate, să spele toate hainele. Miți, ți-am toate explicat. Toate hainele noastre din vacanță sunt unde? Am o rochie atât și în România s-o grade dimineața și noi ajungem noaptea la 2. Și toate hainele noastre, toate, inclusiv chiloții și ciorapii, toate usude. Ude, dar miros frumos. Sunt spălate. Marele călător știe că trebuie să spele hainele înainte să plece din concediu. Eu așa ceva n-am zis văzut. Că plouă afară, eu, 30 de ani de viață, eu n-am văzut așa ceva, frate. Eu n-am văzut să speri hainele înainte să pleci. Da, Miți, ca să o suce frumos. Du-te până la voi cui, cred că. Gata, ea s-a uscat, acum ea chiloții de jos. Unde dracu s-a uscat, că sus? Poate îi bagi mâna în ăla, vezi cum are puțin și atinge. Păi n-ai mică, deși să-l iei tu. Bă, miros frumos, acum ce mai vrei, mai miros așa. Când o să ajungem în Qatar și o să deschidă ăla. Vreau să-i să-i șel.